venit în România acum aproape 20 de ani ca diplomat în cadrul Ambasadei Franței la București. Mai apoi, conștient de faptul că întrunește abilitățile native ale unui lider desăvârșit, a hotărât să-și investească timpul, efortul și banii în business-uri inovatoare care au un impact major în viața oamenilor și asupra mediului înconjurător. Toate armonizate în jurul ideii de a produce o schimbare concretă în comunitatea sa. Vă invit să-l cunoașteți astăzi la Brilliant pe unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai comunității franceze în România și, fără îndoială, pe cel mai empatic ambasador al antreprenoriatului românesc, Grégoire Vigru. Voiam să te întreb la începutul acestui dialog cât de diferită este România văzută de la Paris de cea reală pe care o respiri în fiecare zi. România este mult mai modernă și efervescentă decât ce mulți oameni au crezut până acum, dar se schimba foarte, foarte, foarte mult percepție despre România în Franța. Dar eu sunt în domeniul antreprenorial și tehnologie și pot să te spun că România este o țară minunată acum în Franța, este percepută ca o țară de oportunități. S-a schimbat mult de acum 20 de ani de când ai venit tu? De 20 de ani, da, da. Și mai ales în ultimile 10 ani, din ce am văzut eu. Iar oportunitățile, cred, sunt nenumărate aici. Da, în domeniul business, antreprenorial, da, se schimbă foarte mult. S-a schimbat foarte mult. Despre toate te invit să ne vorbești mai pe larg. Grégoire, îți mulțumesc pentru faptul că ți-ai găsit timp să ne vedem astăzi și să avem acest dialog. Mulțumesc din suflet. Cu mare drag. Care e prima ta imagine despre România? Îți mai amintești? Da, când am venit în România, a fost în decembrie 2005, a fost foarte frig și am fost surprins, dar cu timp am realizat că trebuie să stau în România ad vitam aeternam, pentru că este țara mea, a devenit țara mea. Și ai venit ca diplomat lucrând pentru Ambasada Franței. Ne, da, am stat la Ambasada Franței în București un an și după am decis o altă carieră. Am devenit antreprenor aici, tot aici în România, da. De ce își dorește un diplomat să lase diplomația și să urmeze calea antreprenoriatului? Și mai mult decât atât, de ce în România? Eu am avut nevoie de libertate și ce am realizat este faptul că la Ambasada Franței, care a fost o experiență foarte interesantă, nu pot să fac ce vreau eu. Dar cu viața antreprenorială am realizat că poate fi un nivel de libertate aproape totală. De când eram copii, am avut acest vis, vreau să devin antreprenor. Este cel mai bună decizie pe care le-am luat în viața mea. De numele tău se leagă în România proiecte inovatoare și business-uri care au la bază o regulă foarte clară. Companiile în care tu investești au un impact major asupra calității vieții oamenilor sau asupra mediului înconjurător. De la ce criterii pornești atunci când decizi să investești într-o afacere? Cred că ca antreprenor am un rol foarte important și rolul meu nu este de a face cel mai mult bani că se poate. Am trei copii, 11 ani, 9 ani și 8 ani și eu când mi-i întreb, tati, ce faci cu jobul tău? Nu vreau să le povestesc, știi cât de mult de afaceri am făcut anul trecut, cât de bani vom face anul viitor. Tati, ultima firmă pe care l-a lansat, are un impact pozitiv pe oameni, un impact pozitiv pe mediu. Asta contează pentru eu ca un soț, pentru mine ca un antreprenor. Un soț căsătorit, apropo, da, cu o româncă. Cu o româncă, da. Pe care ai cunoscut-o aici. Da, aici în România. În afară de faptul că ești antreprenor și investitor, cum spuneai, știu că acum ceva vreme ai creat și un ecosistem care funcționează ca un punct de legătură, ca un liant, l-aș numi, între mediul de afaceri din Franța și cel din România. Iar acest ecosistem oferă susținere internațională, adică mentoring, coaching, dezvoltare startup-urilor. Ce criterii trebuie să îndeplinească un startup românesc pentru a beneficia de acest tip de sprijin? Rolul meu este de a fi un fel de pod între România și Franța când este vorba de antreprenoriat, când este vorba de tehnologie, când este vorba de startup-uri. Și am creat această asociație în 2019,
organizăm 8 evenimente pe an cu 500 de oameni și când un antreprenor român este interesat cu piața din Franța sau un antreprenor francez care este interesat de a face business în România, eu sunt aici ca un voluntar, este benevolat, le ajut pe ei că creștem nivel de parteneriat între Franța și România când este vorba de tehnologie, de inovație și de start-up-uri. Asta este foarte, foarte important pentru mine. Și mai mult decât atât, cred că publicul trebuie să știe faptul că acest ecosistem pe care tu l-ai creat promovează partea umană, da, a tehnologiei. Ce, da, înseamnă asta? Eu cred că tehnologia este numai un instrument, dar trebuie neapărat să folosim tehnologie pentru ceva pozitiv, pentru oameni și pentru mediu. Și în fiecare business în care sunt implicat, trebuie neapărat să avea un impact pozitiv. Atunci când lansez un business nou, dacă nu este nicio legătură cu impact pozitiv, proiectul nu mă interesează deloc. Poate fi un proiect extraordinar de profitabil, potențial. Nici măcar la cifra de afaceri din primele calcule nu te gândești? Nici măcar asta nu te motivează? Impact este cel mai important pentru mine. Pentru mine încă o dată, pentru copii, pentru... Legacy. Da, exact. Legacy, exact așa cum ai spus. Și până acum, care ar fi această moștenire pe care o lași celor din jurul tău, românilor și francezilor deopotrivă? Cred că este o nouă generație de antreprenori care vine în toată Europa. Și eu fac partea de această generație, ok, am venit vedere că am născut în 1980, scuze, am 44 de ani. Asta înseamnă că nu mai sunt foarte tineri, dar am și această misiune, așa cum ei și aici vorbesc de antreprenori de 20-30 de ani. Da. Ți-a fost greu să te adaptezi la mentalitatea românilor în business? A, nu deloc, adică pentru mine nivel de proximitate culturală între Franța și România, de la început am simțit că este foarte puternică. De exemplu, fac business și cu Ungaria, și cu Bulgaria, și cu Grecia. Mi place foarte mult, dar nu am acest nivel de proximitate, de înțelegere și de prietenie cu așa cum am aici în România. Din 2007, când am devenit antreprenor, am simțit asta. Chiar și la New York. Da, exact. Am făcut un MBA la Paris în 2004-2005 și mulți colegii mi-au spus, ok, eu mă duc la Londra. Altele au spus, eu mă duc la Berlin sau la New York sau la Silicon Valley, la Palo Alto. Și eu am spus, uitați băieți, eu mă duc la București în România. Și mi-au spus, Greg, ești nebun, de ce România? Și eu am spus, vom vedea cu timp. Acum, 20 de ani după, cei care au fost, care au plecat la Palo Alto, la Silicon Valley, au ajuns acolo și a fost foarte, foarte dificil pentru ei, că e foarte competitiv, concurența este foarte, foarte mare. Eu am venit într-o țară subestimată și am simțit că este o oportunitate. Mi-am simțit bine cu oameni, mi-am simțit bine cu țara și am simțit că eu, ca un mic antreprenor francez potențial, pot să fac ceva mare aici în România. În aprilie 2007 am lansat un call center cu 8 oameni și acum avem 7.000 de oameni, 3.000 de oameni în România, 4.000 de oameni în Bulgaria. Și asta a fost primul meu succes antreprenorial. Știu că încă de la momentul venirii tale în România ți-ai dorit și ai și reușit, iată, să creezi o școală de afaceri în România. Pentru că te-am auzit spunând faptul că nu sunt suficienți lideri de afaceri cu o mentalitate antreprenorială. Mi-e greu să cred că unui lider în business îi lipsește spiritul antreprenorial și vreau să te rog pe tine, de acum înainte, să ne clarifici cum stau lucrurile. România produce foarte, foarte bun oameni când este vorba de inginerie, de IT. Asta este clar și le-am văzut, le-am experimentat. Dar când este vorba de lideri de afaceri, să fiu foarte sincer, a fost întotdeauna destul de greu pentru mine de a găsi oamenii potriviți. De ce? Pentru că cred, asta este impresia mea, că la nivel de universitate în România nu pregătește așa cum trebuie lider de business, pentru că educare de business în România la universitate este prea academic, probabil, așa am simțit eu,
cu prea multă teorie. Nu este destul de practic, pragmatic, pe acțiune, cu mulți profesori inteligente, dar mulți profesori care nu lucrează la o firmă fiecare zi. Și rămâne totul la stadiu de teorie. De teorie, da, cu aceleași cursuri de câțiva ani deja. Și mi-am internat cu 21 CEO-uri de top. Și le-am întrebat ce provocare aveți când este vorba de educare în domeniul business. Și tot mi-a spus la fel. Da, prea mult teorie la universitate. Și dacă vorbim despre MBA, ok, e minunat, dar este super costisitor. Dacă trimim un iFlyer în Viena, Paris sau Londra, este super costisitor. Se vor duce afară, dar probabil că nu se vor întoarce. Atunci am creat Fast Track Executive MBA, 120 de ore de cursuri pe 10 weekenduri. 10 weekenduri intensiv. Iar absolvenții știu că i-ai inclus într-o rețea numită Beyonders. Este comunitatea noastră, nu este despre 10 weekenduri, nu este despre 120 de ore, este despre de a crea o comunitate puternică. Deci nu este nici măcar despre a face foarte mulți bani. Nu, cu valori de oameni talentat, ambițios, inteligent, da, dar și cu valori și cu un nivel de dorință de a face networking. Că creăm să o comunitate foarte puternică de oameni de bun simț, pentru o România mai puternică când este vorba de afaceri. Am lansat acest executive MBA anul acesta, am avut o prima cohortă cu 31 de studenți de top, oamenii de top. 35-40 de ani este vasta mediană. Este primul business pe care l-am lansat în domeniul educațional. Sunt două cofondatori. Am creat împreună acest minunat program de Executive MBA, 100% desemnat, structurat și inspirat din partea de reverse pitching, așa cum am făcut cu CEO-uri. Eu am un nivel de umilitate care este destul de ridicat și eu niciodată cred că am dreptate. Umilința asta te completezi, se numește smerenie, așa că e mai mult decât smerenie. Bine. Din cauza acesta îmi spun ok. Întrebam clienți ce vor dori. Și ei ne vor spune ce fel de produs sau de servicii sau de firma pe care trebuie să-i lansăm. Voiam să te întreb ce are în plus un Beyonder față de un lider obișnuit. Un Beyonder are acces la un nivel de conexiune incredibil. Pentru cohorta a doua vom avea 60 de CEO-uri de top din România. Vor veni fiecare vineri seara pentru partea de CEO Talks. Un alt motto este Work hard, network harder. Pentru partea de networking este foarte, foarte important în business. Pentru că mulți oameni de business sunt buni lideri, dar n-au această capacitate sau înțelegere de cât de important este partea de networking. Aș vrea să te întreb sincer, ei duce pe români la Paris să le predea francezilor tehnici de convingere antreprenorială sau mai degrabă arta manipulării în afaceri? Nu cred că am fost manipulat sau poate nu știu din oameni în domeniul afacerii din România. Romani sunt problem solvers și faptul că romani, dacă este un problem, sunt foarte, foarte, foarte buni pentru a înțelege ce fel de problem este și cum le putem rezolva. Problem solving cred că este cel mai mare avantaj pe care le găsim aici în România. În afară de faptul că romani în domeniul business sunt oamenii foarte, foarte adaptabile. Mai maleabil decât oameni, de exemplu, din Bulgaria, de Ungaria, unde oameni sunt puțin mai direct. Am o idee, ok, vorbesc exact ce am în cap, este puțin mai brutal, nu știu. Aici în România e probabil mai... Mai versatil. Asta este foarte important. Nivel de adaptabilitate, de flexibilitate este foarte important. Greg, ce artă schimbă jocul în business? The art of kindness, ce spunem noi în Franța, bienveillance, care este mai mult decât kindness. Cred că am trecut prin o perioadă unde mulți oameni au crezut că pentru a fi un lider puternic trebuie să fii strict, serios, dur, dar din experiența mea, ce eu am văzut, nu este cazul. Un lider respectat, un lider iubit, de fapt un lider adevărat, trebuie să fie cineva, un om bun, cu valori și cu empatie.
Este filantropia o condiție pentru a prospera în business? Eu cred că da, eu cred că avem o responsabilitate ca antreprenor. Dacă facem puțin bani, cel mai important, sustenim o asociație sau o fundație sau la orice nivel, apropo. Hein? Adică eu, când am lansat prima firma de call center, primul an n-am făcut bani, am pierdut bani. Dar totuși ne-am mobilizat pentru niște asociații cu un impact pozitiv. Și întotdeauna facem așa cu acest business și cu altele. Avem o fundație cu firma cel mai mare, dedicăm 100.000 de euro pe an. Este o fundație aici, înregistrată în România și susținem asociații în domeniul educațional, de sanatate și mediu. Good year, bad year, profit, losses, dedicăm 1.000 de euro pe an prin această fundație. Și asta este important pentru noi. Dacă noi ne redistribuim nimic pentru cei care au nevoie, cine suntem? Sharks? Nu vrem să fim rechini, așa se spune. Nu suntem rechini, suntem oameni și trebuie să fim oameni buni. Asta este legacy, așa cum ai spus. Și cel mai important pentru mine este faptul că am lucrat cu oameni aici în România care au fost angajat și după când au lucrat cu noi, au spus: ați declanșat ceva, vreau să devin antreprenor ca voi. Și asta este cel mai frumos. Un vechi proverb românesc spune așa: studiosul își câștigă știința, sârguinciosul, adică harnicul, averea. Tu spre care dintre cele două aspiri? Spre știință, adică acumulare de cunoștințe, sau prosperitate financiară? Când eram mai tiner, pentru că am lansat primul business în 2007, banii a fost important pentru mine, că am fost ambițios, dar acum că am câștigat bine banii și acum că am 44 de ani și faptul că am 3 copii, realizez că banii nu este așa de important. Nu sunt obsedat deloc cu banii. Eu sunt obsedat cu impact. Trebuie să găsesc niște business-uri care fac banii, pentru că dacă nu faci banii, din păcate... Nu te poți implica social. Nu te poți, da, exact. De exemplu, un business care sunt foarte, foarte mândru, am lansat acum 3 ani o aplicație mobilă care combate risip alimentar. De ce? Pentru că 40% din mâncare care este produs în România este aruncat. 40% într-un țară unde mulți oameni n-au banii destul pentru familia lor, pentru mâncare. Și am găsit o idee din Scandinavia, haide să lansăm o aplicație mobilă care pune în legătură utilizator și retailer, cafenele, hoteluri, restaurante, etc. Și le punem în legătură și mâncare care expira mâine sau poi mâine, care va fi aruncat, înainte de fi aruncat, partenerul registrului spune: ok, avem acest meniu care va fi vândut azi prin aplicația la un preț redus între 50% până la 80% mai ieftin. Pentru ei, pentru interior, este un câștig. Pentru consumator, avem în vedere că inflația pe produsuri alimentare aici în România este super, super mare. Este un câștig prim pentru ei și este un câștig și pentru planeta, pentru că 10% din emisie de CO2 la nivel global provine din risip alimentar. Vezi? Un problem foarte ușor, foarte simplu, risip alimentar, o soluție foarte simplă, o aplicație mobil care pune în legătură utilizator și retailer și gata, facem un business extraordinar, avem 350.000 de utilizatori și suntem în 18 orași din România. Am și niște statistici în față. Românii aruncă aproximativ 75 de kilograme de alimente pe cap de locuitor, deși mai mult de 4 milioane de persoane din țara noastră se confruntă cu dificultăți în asigurarea hranei de zi cu zi. Concret, cum arată noile obiceiuri ale generației de consumatori care încearcă să evite risipa alimentară? Noi încurajăm prin un preț mai mic. Și 80% din oameni care comandă prin aplicația noastră este pentru prețul, nu este pentru impact. 20% pentru impact, 80% pentru... Dar prin discounturi câștigăm oameni cu nivel de conștientizare, știi? A, da, am economizat banii, dar știi, e super șmecher. Am avut și un impact pozitiv pe planeta. Suntem încă un startup mic, dar cred că noi contribuim. Cu un impact foarte mare. Cu un impact. Care este argumentul tău persuasiv pe care îl folosești deseori
în arta convingerii. Autenticitate și mulți oameni au o capacitate de a detecta când cineva spune ceva care este sincer, care este spontan, care este autentic. Și cred că cel mai bun lider pe care cu care mi-am internesc sunt oamenii autentici 100%. Dacă vor spune ceva, este faptul că vine din inima lor, știi? Și asta cred că autenticitatea, da, este cel mai important acum în epoca actuală. Ceea ce gândești pentru tine este direct proporțional, da, cu ceea ce oferi sau cu ceea ce gândești să oferi clienților? Da, cred că ce sunt eu este ilustrat în fiecare produs, în fiecare marcă, fiecare acțiune cu care sunt implicat. Cred că este un alt factor foarte important în domeniul antreprenorial, este coerența. Coerența totală între cine ești ca o persoană, ce face și firma ta și cum colaborezi cu toată lumea. Cu ce te-a cucerit într-atât de tare piața forței de muncă din România? Ce a fost dificil și tot este dificil în ultimile vreme, este faptul că e dificil de a păstra oameni. Asta este bine pentru că este bazat pe faptul că șomajul e foarte, foarte mic aici în România. Adică cineva care pleacă din firma mea găsește un alt job mâine sau poimâine. În Franța avem 10% din oameni fără job. Adică piața de muncă din România este foarte dinamică. O dată pe an, adică lansez un nou proiect antreprenorial și asta vreau să lansez... pe care ți l-ai da, 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 clar, o dată pe an trebuie să lansez ceva nou. În 2025 vom lansa un proiect care se numește Station R, ca Station Romania. Ce este Station Romania? Este ceva foarte inspirat din Station F. Station F este cel mai mare spațiu de coworking din lume, 50.000 de metri pătrați în Paris. Și nu este numai despre un coworking, este despre un loc extraordinar pentru evenimente, pentru inovație, pentru start-up-uri, pentru tehnologie. Și vreau să fac aici la fel în România. Găsesc activ cel mai puțin 10.000 de metri pătrați în București și vom crea Station R. Va deveni the beating heart of Romanian technology, so that Romanian technology can shine all across the region. Și asta va fi un proiect foarte, foarte ambițios. 2025, Station R, ca Station Romania. Și cu toate astea, în ce zonă nu ai investit niciodată, oricât de tentant ar părea câștigul? De că vine cineva cu un business plan extraordinar pentru a vinde țigări sau alcool sau nu știu ce, eu spun nu. Eu am un scop foarte, foarte clar, ca investitor și ca antreprenor, trebuie să fie ceva cu un impact pozitiv pe mediu. Iar toate aceste cunoștințe, trăiri și experiențe le-ai așternut într-o carte, da? Le-ai așternut pe hârtie, în prima ta carte, L'Hôtel Infini. Da, în primul rând am ezitat foarte mult pentru că mulți prieteni mi-au spus: uite, Greg, vrei să scrii o carte, foarte bine, să faci ceva despre antreprenoria sau afacerii. Și am spus, da, dar am ceva în inima mea și este science fiction, că eu sunt mare iubitor de science fiction și vreau să scriu o carte care este în domeniul imaginar, ceva nou. Nu vreau să folosesc creierul meu întotdeauna pentru business, trebuie să folosesc creierul meu pentru ceva mai creativ, mai imaginativ. Și am spus, ok. Acum 6-7 ani am focus într-un hotel în Las Vegas și am dormit și în noapte mi-am trezit și am zis, ce s-a întâmplat? Am avut un vis și mi-am trezit într-un hotel infinit. Pentru că am stat acolo în acest hotel extraordinar de mare și am avut acest vis. Este o idee interesantă. De ce nu fac o carte despre asta? Și am început atunci și am înscris L'Hôtel Infini, care a fost publicat foarte recent și am un exemplar pentru tine. Te rog frumos. Da, mulțumesc frumos. Cu 4 experți din domeniul infinit, un teologian, un artist, un filozof și un matematician sunt invitați aici în București. Se desfășura
în București. Acțiunea. Acțiunea, da. Deci da. Vezi ce am scris al doilea pagina. Asta este, eu să mă put întâlnit. Vezi ce e scris aici? A la România Eternel. Vezi. Voiam să te întreb, este această carte o expresie, o metaforă a României care ți-a oferit posibilități infinite, nenumărate de explorare, infinite de explorare? Și asta, da. În business. Și asta. Vorbesc mult despre România în această carte, da. Și există o singură greșeală umană care ar restrânge acest cerc al posibilităților infinite de explorare? Da, probabil că mulți oameni sunt concentrați pe o anumite domeniu și asta poate fi o problemă. De exemplu, în domeniul business, eu mă întâlnesc foarte mult cu oameni, au un singur lucru în viața lor, este business. Este bine, în business este super important pentru mine. Dar de ce am scris o carte despre science fiction și despre matematice când este vorba de infinit și astrofizică, este o carte destul de complexă? Pentru că am vrut să scap din domeniul meu antreprenorial de business, pentru că viața este foarte, foarte scurtă și creierul meu și creativitatea mea trebuie să fie folosită pentru altceva decât business. Și asta trebuie să facem noi toți. Haideți să explorăm nouă subiecte, să știm puțin despre filozofie, despre art, despre literatură, călătorim, pentru că, da, viața este prea scurtă și dacă ne concentrăm pe o anumit subiect sau domeniu, este foarte trist. Probabil că poate fi interpretat și așa acest mesaj al cărții, că este un îndemn pentru toți aceia, toți oamenii de business care își uită menirea. Da. Eu îți urez sănătate și succes pentru a-ți înălța visurile pe cele mai înalte culmi și mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc din suflet!